în sfârșit am terminat de făcut primele mele cornulețe. Cornulețe cu untură, vreau să spun. Cornulețe cum se face pe la noi. Bine, nu știu cât de ca la noi ar fi, dar eu am încercat. Așa mi-a ieșit. Am făcut cu ciocolată, cu Nutella și cu gem de căpșun, dar din păcate mi-a ieșit gemul de căpșun. Dar într-un fel le-am făcut eu să nu se mai vadă gemul ăla de căpșun, gemul de căpșun. Și vreau să spun că astea nu sunt cornulețe, astea sunt cornuloaie. Mănânci unul și nu-ți mai trebuie altul. Asta e, nu mă pricep la prăjituri, nu sunt pasiunea mea prăjiturile, dar am încercat să fac ceva bun pentru și pentru mine, că parcă mi-era și mie pofta și pentru familia mea. Ce să zic? Ciao, ne vedem la rețeta următoare, pentru pofata. Bine. Nice. Eu zic că arată super. La cât mă pricep eu. Aia e. Pentru pofata.